Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă emisiune Omul între cer și pământ. M-am gândit de multe ori că atunci când ni se întâmplă anumite lucruri în viață, atunci când trecem prin anumite întâmplări și anumite situații, mulți dintre noi ne gândim că pe undeva există o soartă, un destin, o predestinare care ne fac să trecem prin acele întâmplări, să prin acele fapte. Și există o întrebare pe care și-au pus-o înțelepții și filozofii din toate timpurile: dacă există soartă, dacă există liberul arbitru, dacă lucrurile se întâmplă la voia întâmplării, dacă există o ordine strictă, o determinare. Și m-am gândit ca în emisiunea de astăzi să vă ofer câteva din explicațiile pe care filozofia taoistă le oferă în acest sens. Însă, înainte de a începe, nu pot să nu citesc din Lao Tzu prototipul înțeleptului taoist, pentru că, iată, în destinul lui și în destinul lumii a fost ca el să apară, mai mult decât atâta să scrie cartea Tao Te Ching, cartea căii și a virtuții, care de fapt a reprezentat o plată pe care înțeleptul a făcut-o când a părăsit această lume prin vama de la apus. Apusul reprezintă cunoașterea, intuiția, nemurirea. Deci iată că până și pentru nemurire trebuie să existe pe undeva o plată. Întrebarea este, dacă n-ar fi scris această carte, ar mai fi trecut prin vamă și ar fi obținut nemurirea? Dar întrebarea este, dacă nu se năștea, mai putea scrie această carte? Și altă întrebare, trebuia să se nască pentru că exista în univers o schiță care cuprinzea înțelepciunea lui, care trebuia să se materializeze într-o anumită formă? Și dacă universul exista înainte de a exista el, cuprindea deja informația care trebuia cumva să se structureze pentru ca oamenii să poată beneficia de ea? Iată ce spune Lao Tzu. A ști arătându-te neștiutor înseamnă a fi desăvârșit. În cazul lumii în care trăim, nu este un pericol foarte mare în această propoziție. A nu ști, socotindu-te știutor, înseamnă a fi suferind. Aș îndrăzni să-l completez aici pe înțeleptul antichității și să spun că suferința, ignoranța, cum spunea Dalai Lama, este cauza suferințelor, și această suferință și ignoranță, din păcate, nu este numai a ta, ci este și a celor din jur. Numai și numai socotind suferința drept un neajuns, astfel vei fi ferit de suferință. Omul sfânt nu este suferind, căci el socoate suferința drept neajuns. Iată de ce nu este suferind. Omul sfânt este netulburat și se desăvârșește fără încetare. Nu își arată înțelepciunea, ci este asemenea unui neștiutor. Însă omul sfânt îi slujește pe semeni, fapta sa asemuindu-se cu razele soarelui, care nu lasă niciun ungher neluminat. Aceasta înseamnă a fi desăvârșit. Vedeți, soarele ne dă lumina lui fără ca să fie părtinitor, fără ca să ne judece, fără ca să-și exprime vreo adeziune sau vreo părere de bine sau de rău, pur și simplu dă această energie, această lumină care ne hrănește întreaga ființă și mai ales analizatorul, ochiul, care înseamnă privirea. Interesant este că soarele nu a fost dintotdeauna soarele care îl știm noi, așa cum spun și taoiștii, pentru că a existat o vreme, spun legendele, în care pe cer au sălășluit deodată 10 sori. Cei 10 sori erau, de fapt, prin rotație, trebuiau să lumineze în fiecare zi câte unul. Dar, într-o bună zi, de la biroul de organizare a muncii, cineva a fost nemulțumit și a făcut o altă organigramă. Cineva care era foarte deștept și care se socotea că știe totul. Și atunci a apărut un fel de revoltă și sorii au spus: eu sunt cel puțin la fel de important ca și ceilalți, nu mai vreau să mai aștept rândul,
toate lucrurile la timpul lor. Și aș vrea să apar mai devreme. Și atunci au luat hotărârea ca tot să apară deodată pe cer. Evident, 10 sori pe cer a fost un pic prea mult, de aceea suveranul celest a considerat că ar trebui să regleze acest lucru, l-a chemat pe Marele Arcaș, I, cel care antichitatea spune că este într-un fel sau altul prototipul sau echivalentul lui Hercule, pentru că și el a avut de făcut un număr de munci pe care le-a dus la bun sfârșit și se aseamănă din multe. Există studii de mitologie comparată care spun că, de fapt, acest personaj este un personaj arhetipal care rezide în toate culturile și în toate miturile și legendele străvechi. Și Arcașul I s-a hotărât să... Iată, soarele în exces dăunează și s-a hotărât să săgeteze acești sori, dar când a ajuns la ultimul și și-a pus săgeata în arc, și-a dat brusc seama că s-ar putea să rămână lumea fără soare, ceea ce n-ar fi fost bine, așa că s-a oprit. Mulțumirea pentru această faptă, stăpânitorul ceresc i-a dat o licoare a nemuririi, pe care soția lui a luat-o la un moment dat și a fugit în lună, unde s-a ascuns, de unde există și această mitologie interesantă de opoziție dintre soare și lună. Oamenii se socotesc adesea știutori, însă ei sunt asemenea unei torțe într-o odaie întunecată. Razele sale luminează numai un ungher al odăii. A te socoti știutor fără a cunoaște cu adevărat înseamnă a fi suferind. Cel care socotește suferința drept neajuns este ferit de suferință. A ști, spunând că nu știi, iată desăvârșirea virtuților lui Tao. Omul sfânt poartă în sine știința adâncă și o încredințează celor neștiutori, căutând să-i întoarcă pe semeni la neîntinare și dreptate. De multe ori, acest lucru este posibil prin puterea exemplului personal. A face legea, a pune opreliști, a pune pedepse, a stabili tot felul de reguli, este un lucru bun, care reglează anumite mecanisme și anumite sisteme. Dar mai presus de toate acestea vine puterea exemplului personal. Pentru că a fi bun este un exemplu personal care motivează și echilibrează oamenii din jur. A fi bun înseamnă a-i face pe oameni să nu se mai întrebe de ce eu trebuie să fac un lucru, de ce mi se întâmplă ceva, ci pur și simplu omul respectiv a încercat să fie și el o oglindă, un releu al bunătății, așadar un element care poate să transmită mai departe echilibrul în lume. Acesta este și motivul pentru care eu, când fac acupunctură unui om, și nu pentru că o fac de la mine, ci pentru că așa am fost învățat, așa mi-a fost transmisă, încerc să transform fiecare om care îi fac acupunctură într-un releu pentru bunătate. În așa fel încât el, la rândul lui, să transmită în jurul lui echilibru, calm, profunzime, o vedere corectă. Acesta este, de fapt, cum spuneam și în alte emisiuni, sensul prin care noi putem să evoluăm în această lume. În ceea ce privește problema destinului, destinul care a vrut, iată, să vă vorbesc despre destin în această emisiune, spun chinezii că există, din anumite puncte de vedere, o anumită predestinare și dintr-o anumită, din alt punct de vedere, o anumită liber arbitru sau anumită libertate. Noi, în momentul în care ne naștem pe această lume, nu suntem un produs așa care a apărut din neant și care se va întoarce în neant, deși unii ar putea să afirme chiar și acest lucru. Noi am apărut în această lume pentru că înaintea noastră au existat mulți alți strămoși, mulți alți înaintași. Deci noi suntem un produs al unei linii de oameni care, cel puțin din punct de vedere genetic, așa cum o dovedește genetica modernă, ne transmit o serie de caracteristici, o serie de gene, o serie de tipare mentale, de tipare comportamentale. Iată că fiecare la rândul lui intră în viață fiind exponentul liniei de strămoși
pe care trebuie să-i și respecte, a căror moștenire trebuie să o ducă mai departe și mai ales trebuie să o îmbogățească, pentru că, iată, i-a venit rândul lui ca din punct de vedere fizic să acționeze, pentru că strămoșii și toți cei care au existat cândva nu au dispărut, ci există sub formă spirituală și energetică, ne ajută, ne hrănesc, ne dau putere în anumite momente, iar noi, la rândul nostru, putem să ne exprimăm adevărata iubire, transmițând valorile esențiale mai departe. Din acest punct de vedere, noi nu mai că suntem produsul strămoșilor noștri, dar avem misiunea spirituală de a evolua și de a fi o verigă, un lanț, în această familie umană care se dezvoltă permanent. Urmează apoi o altă soartă, un alt destin, iată că avem, deci, o primă determinare care o găsim în această succesiune de pe linia strămoșilor. Dar avem în același timp un mandat ceresc. Și acest mandat ceresc este misiunea pe care Dumnezeu sau pe care spiritele evoluate sau pe care noi înșine ne-am scris-o înainte de a apărea pe această lume. Există la nivelul coloanei punctul Mingmen, vas guvernor 4, care este unul din punctele care chiar se numește poarta strămoșilor. Nu întâmplător acest punct este situat la nivelul coloanei undeva între cei doi rinichi. Rinichiul stâng, unde se depozitează energia care vine de la tată, și rinichiul drept, unde se depozitează energia care vine de la mamă. Foarte interesant, rezervorul de energie al organismului se află în rinichi. Și inexorabil, din momentul nașterii până când omul îmbătrânește, energia scade puțin câte puțin. Totuși, există un moment miraculos în această viață în care, după ce energia pe rinic scade destul de mult, ea se reface. Și unicul acest moment este cel în care mama dă naștere unui copil. Pentru că pentru a se produce nașterea este nevoie de un consum imens de energie de la nivelul rinichiului, este nevoie chiar ca o parte din această energie să-i fie dată și copilului. Este interesant cum o energie care se regăsește finită la nivelul rinichiului și care este dată numai pentru o singură ființă, conține în ea sâmburele energiei pentru o altă ființă, ca și cum ar fi o energie într-o energie, într-o energie, o ființă într-o ființă, într-o altă ființă, iată, nu este ceva care se termină. Și după ce mama cedează această energie, are un deficit de energie perinic, ceea ce o face, de exemplu, să aibă anxietate, să aibă depresia postpartum, să aibă o slăbiciune la nivelul spatelui sau la nivelul picioarelor, să facă tulburări care sunt legate de tensiune și așa mai departe. Ei, după aproximativ 6 luni sau un an, această energie se reface. Pentru a scurta durata acestei refaceri, se poate folosi cu succes, așa cum mi s-a întâmplat de nenumărate ori, acupunctura. Iată deci că la acest nivel, la nivelul porții strămoșilor, se depun în noi arhetipurile. Arhetipurile sunt acele structuri primordiale ale vieții emoționale și psihice care se regăsesc în toate culturile, la toate civilizațiile, cele care se regăsesc practic la unirea energiei masculine cu energia feminină și care izvorăsc din rinichi. Rinichiul care are culoarea neagră, culoarea care este, înseamnă absența luminii, dar iată că undeva în această absență a luminii se produce o scânteie, o scânteie care va da naștere vieții, pentru că noi așa, apa iarna este moartă, iar când vine primăvara este vie, ea sprijină dezvoltarea organismului, sprijină dezvoltarea corpului. Și iată că mama și tatăl transmit modelele lor comportamentale, modelele lor de gândire, modelele lor genetice, fizice, toate caracteristicile și mai ales îi împrumută copilului o parte din soarta și din destin, o parte așa cum a dat-o Dumnezeu, o parte așa cum o înțelege omul. Pentru că, iată, în noțiunea de destin
intervine aici și ceea ce înțelege fiecare om să facă cu viața lui. Pentru că suntem un continuător a liniei strămoșilor. Suntem oameni care se dezvoltă și care, într-un fel sau altul, trebuie să ne lăsăm intuiția, sufletul să lucreze pentru a înțelege ce așteaptă Universul de la noi, ce vrea Dumnezeu de la noi, care este misiunea noastră, ce trebuie să facem. Dacă vă gândiți bine, ați văzut un muzician de geniu, un pictor sau o persoană care este extraordinar. Extraordinarul acesta nu este de fapt un extraordinar, este de fapt lucrul obișnuit. Lucrul obișnuit care se întâmplă atunci când o persoană își întâlnește și își realizează mandatul acesta divin. Adică face ceea ce a fost dat lui să facă. Dacă n-ar exista egoism, răutate, avariție și alte caracteristici umane, noi am putea recunoaște în cei din jurul nostru caracteristicile care i-ar putea duce la realizarea și împlinirea vieții lor la potențialul maxim. Și în felul acesta ne-am dat seama că fiecare om are o misiune, nimeni nu ia locul nimănui, nu are rost să concurezi pentru că fiecare are ceva ce știe să facă cel mai bine și trebuie lăsat să facă acel lucru și iată că în felul acesta conflictele și războaiele ar dispărea. Adevărat că acea frază, cum spunea înțeleptul, să te consider știutor când tu ești un neștiutor, e o boală grea și veche în civilizația umană. Și de aceea, de multe ori, este important să asculți și părerea celuilalt, este important să cunoști și alte tipuri de lumi și de civilizații decât cea în care trăiești tu. Pentru că, indiferent cât de supărat, indiferent cât de diferit ar fi o cultură de propria ta cultură, chiar dacă respingi acea cultură și nu crezi în valorile ei, totuși poți să înțelegi un singur lucru. Că există, asupra oricărui fapt, fenomen, lucru sau om de pe acest pământ, cel puțin două explicații posibile și ele pot să vină din două lume atât de diferite, încât să fie în același timp contradictorii, dar și adevărate. Iată deci că, pe undeva, omul trebuie să participe, să își construiască propriul destin. Ideea de a-și construi propriul destin înseamnă că, pe undeva, nu numai că el poartă responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă, dar este cumva și dator să facă acest proces de evoluție. Dacă un om, să spunem, se naște medic sau profesor sau avocat, indiferent de profesia lui, poate că este în destinul lui să se întâmple acest lucru. Ce face însă el, cât de mult se perfecționează, cât de mult avansează, cât de mult își împlinește acest dar, asta rămâne la latitudinea și la puterea lui. Sunt mulți oameni, de exemplu, care primesc de la divinitate foarte multe daruri. Unii primesc cunoaștere, unii primesc bani, unii primesc învățătură, alții faimă. Nu este important ceea ce primești, pentru că fiecare din noi primim exact ceea ce ni se potrivește și ceea ce avem nevoie, chiar dacă noi nu știm și nu conștientizăm acest lucru. De aceea, uneori, lăsăm să treacă vorbele oamenilor pe lângă noi și nu le băgăm de seamă, pentru că nouă ni se par niște lucruri banale. Dar, de fapt, omul din fața noastră a vorbit pentru ca să ne ajute sufletul să se împlinească și să se dezvolte din punct de vedere spiritual. Există o categorie de oameni, o categorie aparte de oameni foarte interesanți, adevărați maestri spirituali în felul lor, care sunt acei oameni în prezența cărora ceilalți își pot materializa și își pot desăvârși cele mai frumoase lucruri, cele mai frumoase caracteristici din interiorul lor. Își pot exprima creativitatea și viața la adevăratul potențial. Asta înseamnă să reușești să-i pui pe ceilalți în valoare. Pentru a-i pune pe ceilalți în valoare, trebuie să fii modest, trebuie să te poți retrage, dar trebuie, în același timp, să ai curajul și înțelepciunea de a te cunoaște și tu pe tine însuți. Deci nu poți recunoaște valoarea cuiva din fața ta dacă tu însuți nu ai dobândit și nu ai o anumită valoare. De aceea, în momentul în care
Noi intrăm în această viață, putem avea șansa deosebită să înțelegem modul în care se desfășoară lucrurile și atunci ne prindem așa din mers, în ghilimele vorbind, cam ce ar vrea Universul de la noi. A fi pe cale și principiul non-acțiunii înseamnă că noi să acționăm la momentul și în locul și în timpul potrivit exact ceea ce se așteaptă într-o anumită situație Universul și Divinitatea de la noi să facem. Și atunci totul va ieși spontan, totul se va reuni într-o stare de bună dispoziție, de fericire. Atunci când ne naștem, copilul, de exemplu, plânge neîncetat. V-ați întrebat vreodată oare de ce copilul, deși plânge neîncetat, nu obosește? Pentru că noi, ca oameni mari, dacă am plânge atât de mult, la un moment dat ne-am oprit pentru că ar seca lacrimile sau pentru că n-am mai avea glas să mai plângem. Totuși, copilul nu obosește niciodată. De ce? Pentru că, iată, el are o energie pură. Energie care încă nu s-a separat în energie masculină și feminină. El este un întreg, este o sferă. Și această sferă beneficiază de foarte multă energie, energie pură, energie sufletească. Copilul este iubire pură. Este o entitate energetică care nu are cum să se epuizeze pentru că energia este practic infinită. Sigur că limbajul diferă de la vârstă la vârstă și uneori acest plâns poate să reprezinte o cale de comunicare, o cale prin care copilul încearcă să se exprime lucrurile și dacă am putea să traducem cumva acest plâns, am înțelege de multe ori că plânsul este foarte interesant din punct de vedere energetic. Plânsul, lacrimile sunt legate în egală măsură de plămân, adică de tristețe și de respirație, dar sunt legate de rinichi și de ficat. Iată, lacrimile se exteriorizează la nivelul ochilor, dar spun chinezii că sunt esență de rinichi. Esența este energia de tipul cel mai profund care ne alcătuiește ființa și care stă la baza funcționării organismului nostru. Deci noi când plângem, realmente plângem din străfundurile sufletului, din străfundul ființei noastre. Mai mult decât atâta, când plângem, suntem întorși către interior, pentru că ochii nu mai pot să mai vadă în exterior și atunci pot să vadă în interior. A plânge și a te uita în interior înseamnă a te cunoaște cu adevărat. A te cunoaște cu adevărat înseamnă a fi trist și vesel în același timp. Exact ca și împăratul din povestea Un ochi plânge, unul râde. O poveste pe care o citeam când eram mic și tot timpul îmi puneam întrebarea cum se poate ca un ochi să plângă și celălalt să râdă. Nu mai mi-aduc aminte care ochi plângea și care ochi râdea, deși logic ar fi ca ochiul cu care râdea să fie ochiul stâng pentru că este ochiul yang și râsul este energie yang, pe când plânsul este o stare de contracție, este energie yin și atunci ochiul drept ar fi trebuit să... Ochii nu sunt echivalenți din punct de vedere energetic, așa cum nici corpul nostru nu este echivalent din punct de vedere energetic, așa cum și spiritual se spune că undeva pe umărul drept avem un sfătuitor, iar pe umărul stâng avem un altfel de sfătuitor. De aceea, noi avem puterea aceasta. Odată l-am întrebat pe profesorul meu de acupunctură dacă eu, făcându-i acupunctură unui om, îi influențez destinul. În primul rând, influența destinului nu este o influență univocă, este biunivocă, în sensul că eu influențez destinul unui om, dar și omul respectiv cu care interacționez îmi influențează mie destinul. Așadar, influența este oricum reciprocă. Noi evoluăm într-o familie mare. Dar răspunsul profesorului meu a fost că dacă omului respectiv drumul pe care îl duce este de la munte până la mare, oricum el va merge pe acest drum. Pentru că, într-un fel, eu existam și nu existam pe drumul lui. Eu îl influențam și nu îl influențam. Dacă îmi era permis să acționez pe drumul lui, înseamnă că deja exista o determinare, o întâlnire care era predestinată între mine și el. Iar eu am făcut ceea ce trebuia să fac deja. Dacă n-ar fi fost predestinată această întâlnire, nu ne-am fi întâlnit și nu am fi putut să acționăm. Însă, de multe ori, drumul nostru este jalonat, este ghidat prin mici întâmplări, mici fapte, mici semnale,
mici întrebări. Discutam acum câteva zile cu o pacientă care a venit la mine și era o doamnă extraordinară, plină de foarte multe întrebări. Totuși, în întrebările pe care și le punea, nu am sesizat ca vreuna din aceste întrebări să atingă esența ființei. Erau pur și simplu întrebări, ca atunci când spui o poezie, vorbești sau cânți, dar nu din suflet. Spui pentru că așa ar fi la modă, pentru că așa ar fi bine. Ei, în momentul în care am stat de vorbă cu ea, mi-am dat seama că pe undeva era o problemă de credință, pentru că credința înseamnă, în primul și în primul rând, nu să găsești răspunsurile potrivite, ci mai ales să pui întrebarea potrivită. În momentul în care pui întrebarea potrivită, în acel moment vei ști și răspunsul, și nu numai că vei ști și răspunsul, dar vei ști că acel lucru de care îl căutai dintotdeauna, în sfârșit l-ai găsit. În sfârșit ai înțeles ceea ce căutai. Și în momentul în care înțelegi ceea ce căutai, înseamnă că deja ai făcut un pas în cunoașterea și în dezvoltarea ta spirituală. Așa cum și noi acum căutăm o scurtă pauză ca să revenim cu forțe proaspete. Spune înțeleptul Lao Tzu: când se nasc, oamenii sunt moi și slabi, iar când mor, sunt tari și puternici. Când răsar, plantele sunt moi și plăpânde, iar când mor, sunt veștede și tari. Prin urmare, cel tare și puternic se îndreaptă către moarte, iar cel moale și slab se îndreaptă către viață. Aici este vorba și de o anumită calitate pe care o au copiii, pentru că, iată, sufletul lor nu face diferența între oameni, nu cunoaște timpul și copilul trăiește momentul prezent. Se bucură în fiecare clipă, nu contează banii, nu contează faima, contează doar un singur lucru, bucuria de a trăi. Poate că unul din misterele și sensurile vieții este tocmai acesta, acest destin de a-ți trăi bucuria vieții până la capăt. Din punct de vedere al legii celor cinci elemente, există mai multe tipuri de destin. Elementul lemn, dacă domină în constituția, în anul nașterii, în structura unui om, predispune la un destin de luptă. Este omul care este entuziast, omul care este înflăcărat, omul care este gata să lupte până la capăt pentru o idee și nu se lasă niciodată, nici întristat, nici abătut, și din contră îi influențează pe cei din jur, îi molipsește cu această energie, cu această pozitivitate a lui. Sigur că și el este om și ca orice om mai obosește din când în când, în special oboseala pe zona ficatului și a vezicii biliare, sigur că uneori din cauza entuziasmului poate nu este atent chiar la toate detaliile, poate nu vede chiar tot ceea ce ar trebui să vadă, dar pe ansamblu privirea lui este o privire limpede, o privire sinceră, o privire nepărtinitoare. Cu toate astea, tipul acesta de destin este însoțit și de o perioadă, de o durată în viața oamenilor de acest tip, de tipul destinul de tip lemn, în care există nenumărate frământări interioare, nenumărate conflicte, pentru că, iată, există în destinul de tip lemn această permanentă luptă între bine și rău, între a lua sau nu lua o decizie, între a ști și a nu ști, a cunoaște și a nu cunoaște. Uneori, unii oameni își pot împlini acest destin pentru că învață să-și domine furia, învață să-și domine mândria, învață să-și domine agresivitatea și atunci pot să ia această decizie în liniște. Își iau deciziile în liniște, își duc viața calm. Altădată, acest tip de
destin poate să fie plin de conflicte, plin de violență. Deci, să spunem, omul se afundă foarte mult în situații de ceartă. De fapt, într-un fel sau altul, omul este, care își trăiește acest tip de destin, este nemulțumit. Este nemulțumit de el însuși și influențează, repercutează sau transmite acest tip de stare și celor din jur. Sigur că omul care trăiește acest tip de destin învață, în primul rând, să fie maleabil, învață să fie adaptabil, învață să fie spontan, învață să glumească, să aibă umor și autoumor. Sau poate nu învață aceste lucruri și atunci va lua totul mult prea în serios. Va fi cu sabia scoasă din teacă permanent și va tăia capul oricărui om care îl va contrazice. Numai că uneori cine te contrazice nu este omul din fața ta, ci este însăși viața, existența. Și în momentul în care viața sau existența te contrazic, este destul de dificil să-i tai capul vieții, pentru că viața face parte chiar din structura și din ființa ta. Există de multe ori posturile care se țin, purificarea, rugăciunile și toate celelalte, acționează ca un bine meritat repaus pentru ficat, pentru că ficatul, după cum știm, găzduiește spiritul Hun și este legat de elementul lemn, de acest tip de destin, iar spiritul Hun este legat foarte mult de modul în care noi suntem proaspeți, modul în care suntem inventivi, modul în care ne imaginăm. Nu există, din punct de vedere energetic și spiritual și din punct de vedere al creierului, nicio diferență între vis, imaginație și realitate. De fapt, în momentul în care nu mai putem visa, nu mai putem vedea nici realitatea cu ochii adevărați. Pentru că iată ceva, ca în povestirea lui Hans Christian Andersen cu Crăiasa Zăpezii, în care din oglinda aceea vrăjită, spartă în 1000 de cioburi, unele cioburi au intrat în ochiul oamenilor și nu au mai putut să vadă realitatea sau o văd deformat. Și atunci îți pierzi aceste caracteristici de veselie, de spontaneitate, de imaginație. Pur și simplu, e ca și cum pentru un poet sau un muzician ar dispărea muza, muza care îl inspiră, ar seca o fântână, n-ar mai putea să bea apă. Iată, din acest punct de vedere, destinul acesta de tip lemn este un destin care este ca o furtună, ca un vânt. Întotdeauna sunt persoane care determină schimbări în societate. Abordează un nou tip de gândire, abordează o altă modalitate de a vedea viața. În întâmplător, ficatul este legat de mușchi și mușchii sunt cei care ne susțin și ne ajută să facem mișcarea. Deci iată că există un mare rol, o mare amestec între ficat, mobilitate și mișcare. Cel de-al doilea tip de destin este destinul de tip foc. Iată, aici înseamnă un destin scurt, dar intens. Focul, ați văzut, arde, arde intens, ca o flacără. Înseamnă spiritualitate, înseamnă iubire, înseamnă acceptare, înseamnă cunoaștere, dar înseamnă și faptul că, dintr-un anumit punct de vedere, cei care trăiesc acest destin, îl trăiesc foarte intens, nu cu o durată. Deci pentru ei este importantă intensitatea și nu durata. Cum se spune într-un fel că valoarea nu așteaptă numărul anilor, așa se întâmplă și cu personajele care trăiesc acest tip de destin. Ele sunt personaje care nu gândesc cu capul, nu judecă cu capul, ci judecă mai ales cu inima. Dintr-un anumit punct de vedere pot fi persoane pur instinctive, dar dacă sunt evoluate spiritual, aceste persoane pot trăi un destin de împlinire spirituală. Sunt persoanele, de exemplu, care sunt adept unui curent din yoga, care este yoga credinței, cele care spun rugăciunea neîntreruptă, isihaști, rugăciunea inimii, în ortodoxie și așa mai departe. Iată că există acea noțiune de devoțiune, noțiune de autocunoaștere, noțiune de blândețe, care însoțește acest tip de destin. Sigur că viața ne va oferi de multe ori multe posibilități și multe momente în care noi
vom încerca să învingem tristețea ca să putem trăi bucuria. De aceea, uneori, a trăi un destin de tip foc înseamnă a trăi clipa și momentul prezent, înseamnă a fi prezent în fiecare clipă, pentru că, iată, în momentul în care ești prezent în fiecare clipă, reușești să te împlinești, să te dezvolți din punct de vedere spiritual și eventual să-ți mai echilibrezi și inima, dar tot în acest element energetic, loja focului, este prezent și pericardul și trei focare. Deci, iată, când trăiești un astfel de destin, înseamnă că înveți să cunoști lumea cunoscându-te pe tine însuți. Înveți, în primul rând, să stăpânești emoțiile, să-ți controlezi propria inimă și abia apoi poți să devii un profesor, un instructor pentru cei din jur. Din punct de vedere spiritual și emoțional, este vorba, cum spuneam, de capacitatea de acceptare. A accepta și o altă lume, a accepta și un alt punct de vedere, a accepta că nu cunoști totul, a accepta că orice lucru care se întâmplă pe lumea asta are o rațiune, dar în același timp a înțelege că există taine, taine care practic ne fac să ne dăm seama cât de mici suntem și în același timp că anumite lucruri nu putem să le cunoaștem, deși nouă ni se pare că legătura de cauzalitate este foarte clară și că fapta A a dus la fapta B, dar de fapt ele sunt mult dincolo de această legătură pe care noi nu putem să o pătrundem cu creierul decât putem să o pătrundem cu mintea. Apoi este cel de-al treilea tip de destin, destinul de tip pământ. Este, așa cum îi spune numele și elementul, un destin stabil. Un om care nu face lucruri spectaculoase. Este vorba de un om care se angajează pe o cale, pe un drum, și pe acest drum merge până la capăt. Nu este abătut din drumul lui. Tocmai aici poate să apară problema, pentru că uneori poate deveni, din prea multă stabilitate, poate deveni o persoană mult prea fixistă, mult prea rigidă. Și atunci poate să dezvolte la nivel mental în gândire anumite faze care să fie încăpățânare, obsesie, despicarea, cum se spune în termen popular, a firului nu în 4, ci în 100 și așa mai departe. Deci este acel tip de destin pe care ai vrea să-l aibă un om, de exemplu, care trebuie să construiască un drum, un oraș, o cetate, pentru că știi că el o va construi temeinic, nu va face rabat la calitate și întotdeauna va duce lucruri la bun sfârșit, pentru că îi place să muncească, pentru că este un tip de destin al muncitorului. Dacă cel de foc era al creatorului, acesta este al muncitorului, acela care vine și desăvârșește. Și evident, nici creație fără muncă, nici muncă fără creație. Sau cum se spunea pe vremuri, nici muncă fără pâine, nici pâine fără muncă. Așadar, hrană. Iată că la acest nivel avem o lecție. Destinul acesta ne învață cum să mâncăm mai bine, cum să digerăm mai bine. Și nu mă refer aici doar la hrana fizică, ci și la hrana spirituală. Pentru că, iată, dintr-un anumit punct de vedere, noi în momentul în care ne hrănim, sufletul nostru are nevoie de hrană spirituală, iar corpul nostru are nevoie de hrană fizică. Ambele tipuri de hrană sunt la fel de importante, pentru că dacă nu echilibrăm cele două tipuri de hrană, vom avea un dezechilibru, corpul sau sufletul vor suferi. Sigur că dintr-un anumit punct de vedere, corpul sau sufletul nostru sunt doar o realitate duală care prezintă sub două forme esența, sinele nostru superior care este într-o altă lume. Iată că nu putem spune că, de fapt, tot ce avem pe această lume este cumprumut, până și corpul care îl avem noi, până și mașina, banii. Am fost obișnuiți să ne definim din acest punct de vedere numai prin bunurile care le avem. De aceea, tipul acesta de destin poate uneori să fie însoțit de dorința de a acumula cât mai mult pământ, pământ însemnând bunuri, bunuri care să fie cât mai sigur, cât mai fixe în posesia mea, ca să fiu foarte sigur că controlez destinul meu și al lumii de la început până la sfârșit. Lucru care, evident, nu este capabil. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc, în acupunctură intervine un fenomen asemănător, pentru că este vorba de
ca să, atunci când te îmbolnăvești, nu mai deții controlul în întregime asupra vieții tale. Dar știți un lucru interesant? Ca să poți să te faci bine, este nevoie ca din nou să-ți pierzi controlul asupra vieții tale. Este nevoie de o mică nebunie. Este nevoie de un mic moment de creație, un moment în care te oprești, un moment în care te reinventezi. Un moment în care toate lucrurile în care ai crezut sau la care ai sperat poate nu mai înseamnă nimic și încerci să te rescrii la nivelul istoriei personale, la nivelul poate chiar al ADN-ului. Și atunci intervine acel moment, acel moment de liniște, acel moment de nebunie, acel moment de pierdere al controlului în care nu mai înțelegi neapărat tot ceea ce se întâmplă, tot ceea ce ai învățat poate nu-ți mai este de folos, dar simți că, într-un mod ascuns, vei face pasul următor. Și ai încredere să-l faci. O încredere care îți vine din iubire, o încredere care îți vine din acceptare, o încredere care îți vine din iertare, o încredere care îți vine din dorința de a face bine. Dar nu știi exact cum să faci bine, nici pentru tine, nici pentru cei din jur. Dar nici nu trebuie să știi cum să faci bine. Cel mai bine este să faci lucrurile. Nu căuta să faci bine într-un anume fel, ci pur și simplu acceptă binele așa cum vine la tine și transmite-l mai departe. Deci iată că acest tip de destin este un destin stabil, nu este spectaculos, dar stă la baza tuturor tipurilor de destin. Nu este întâmplător că în prima parte a vieții suntem sub dominanta unui destin de lemn, în a doua parte a vieții, când ajungem la tinerețe, spre maturitate, suntem în dominanta celui de tip foc, iar la maturitatea deplină suntem sub dependența elementului și a destinului de tip pământ. Destinul de tip metal, al patrulea tip de destin, este un destin special pentru că el este sub semnul dreptății sau a nedreptății, sub semnul justiției, sub semnul morții și al renașterii. Iată că tot ceea ce se naște trebuie să moară, dar și tot ceea ce moare trebuie să renască. Iată că din acest punct de vedere, la un anumit nivel, există în ființa noastră un glas, un sfătuitor care ne ajută să luăm deciziile în momentele grele, ne ajută să ne împlinim din punct de vedere fizic și spiritual, ne ajută să avem anumite idei. Este vorba aici de elementul metal. Vedeți, elementul metal este sub dominanța planetei Venus, deci într-un fel la acest nivel metalul înseamnă pedeapsă, război, răzbunare. Planeta Venus înseamnă iubire, dragoste. Deci, într-un fel, cele două lucruri se amestecă semănând unul cu altul. Iubirea cu războiul, războiul cu iubirea. Pe undeva, în momentul în care omul care trăiește acest tip de destin va încerca să fie extrem de corect, va deveni mult prea corect, mult prea rigid, mult prea răzbunător. Va împinge regulile și normele la absurd. Va ucide intuiția, va ucide creativitatea, va ucide visarea. Totul va deveni strict controlat de anumite norme, va fi pus, împachetat, adunat și catalogat și numai așa va putea să fie. Totul va deveni un ritual. Ori, din punct de vedere spiritual, plămânul și intestinul gros, elementul metal, răspund și de imunitate, de apărarea organismului, de unde în ultima vreme există multe tulburări autoimune care arată că noi, ca societate, ne dezvoltăm foarte mult pe componența autoagresivă. Adică suntem nemulțumiți de noi înșine, nu ne iubim suficient și atunci cumva am vrea ca noi înșine să ne eliminăm din această structura lumii, am vrea să ne pedepsim sau poate considerăm că nu merităm. Că și aici este un element care tipul acesta de destin consideră că viața merită trăită, merită chiar să te agăți uneori de viață, dar că viața este plină de tristețe. Nu este tipul de foc care trăia plin de bucurie, nu este tipul de lemn care trăia plin de entuziasm, nu este nici măcar tipul de pământ care trăia plin de rațiune,
ci este tipul care zice că tristețea face parte din viață. Deci viața este tristă. Acum, viața este așa cum ne-o facem, viața ne este așa cum ne este dată și viața mai este și așa cum este ea. Cu alte cuvinte, putem influența ceea ce depinde de noi, dar nu putem influența ceea ce depinde de viață. Și primim anumite lucruri, anumite lovituri și anumite elemente tocmai pentru a ni se arăta acest lucru. Deci iată că în acest moment, în acest element, avem un tip de destin care alege să-și trăiască viața până la capăt, sigur, uneori încărcat de tristețe, dar poate folosi această tristețe pentru a încerca să cunoască lumea mai bine, pentru a înțelege ce se întâmplă cu el și cu lumea din jur. Și atunci această tristețe va fi un element care îl va îndemna la autocunoaștere, cunoaștere interioară, meditație, care îi va dezvolta partea de intuiție și în felul acesta va pătrunde în cunoașterea lumii profunde, a lumii energetice, a lumii spirituale și va vedea o realitate dincolo de ochii fizici. Destinul de tip apă, cel de-al cincelea tip de destin, este un destin care este bazat pe o reîntoarcere la origini. Deci, iată, este cineva care își caută originile, simte că nu mai are forță, că nu mai are sevă suficientă, că își dorește să vadă de unde a început totul pentru a putea merge mai departe. Și dorește acest lucru pentru că tipul acesta de destin poate fi un destin plin de voință. O voință de o încăpățânare feroce, o voință care îl va face pe om și dacă știe că se lovește cu capul de un zid, totuși să meargă pe acest drum pentru că a luat această decizie, această hotărâre. Dar poate să fie și un destin care este caracterizat, din anumite puncte de vedere, de frică. Frică și teamă. Este un destin care omul oscilează cumva între a-și menține verticalitatea și integritatea și un destin în care ar vrea să facă compromisurile. Compromisurile însă îi afectează structura profundă a ființei și atunci el încearcă să rescrie cumva această istorie personală. Este un tip de destin în care omul ține minte tot ceea ce i s-a întâmplat. Ține minte la un nivel profund, la un nivel instinctual chiar, și nu uită niciodată. Este tipul de destin al oamenilor care poartă ranchiună, de exemplu. Tipul de metal, de destin de metal, era tipul omului care se poate răzbuna, dar răzbunarea lui este, de fapt, un act de justiție. Deci nu putem defini drept răzbunare. Ei, aici poate să existe, din sentimentul de teamă sau din alte tipuri de sentiment, această energie care îl va determina pe om să fie uneori mult prea meschin, uneori mult prea încăpățânat, iar uneori mult prea temător. Iar ca să-și ascundă această teamă, va încerca de multe ori să fie violent. La fel cum cel care era trist va încerca uneori să se ascundă tristețea fiind mult prea agitat. Evident că energia perinică atunci când scade elementul apă care caracterizează acest tip de destin, scade densitatea osoasă, scade puterea, scade memoria, scade vitalitatea și așa mai departe, deci iată este o retragere, o reîntoarcere a ființei la esență. Este exact ca atunci când facem baie, de exemplu, și facem baie într-o apă cu sare, sarea care este un element care purifică extraordinar de mult și care este destinat acest tip de baie cu sare, de exemplu, pentru problemele reumatismale, dar în același timp este un tip de baie care purifică energiile negative care s-au agățat de noi. Iată că, dintr-un anumit punct de vedere, a trăi acest tip de destin înseamnă a te arunca în valurile mării. A te arunca în valurile mării înseamnă că ai curaj, că știi să noți, că ai și un anumit tip de inconștiență și că mai ales vrei să explorezi. A vrea să explorezi înseamnă a te cunoaște, pentru că iată, vrea să explorezi, nu înseamnă să vezi numai ceea ce este la suprafața apei, să vezi și ceea ce este pe fundul apei, ceea ce este în profunzime. Să te întâlnești cu animale care sunt acolo, animale care în subconștientul nostru sunt reprezentate, bineînțeles, de gânduri, pentru că noi avem în subconștientul nostru depozitate multe gânduri și pentru că noi purtăm un destin comun cu strămoșii noștri și gândim comun cu strămoșii noștri și de multe ori avem
gânduri de fond, care sunt gândurile speciei, gândurile poporului, gândurile familiei din care facem parte, dar sunt și un tip de gânduri care sunt gândurile noastre proprii și personale. Și apoi, bineînțeles că pot interveni anumite forțe, anumite entități care ne pot, la rândul lor, transmite anumite tipuri de gânduri, pentru că știți că mulți inventatori celebri au recunoscut că ideea care a dat naștere creației lor nu le-a venit lor personal, ci pur și simplu le-a apărut ca și cum le-ar fi fost prezentată de undeva. Sigur că acest univers are, dintr-un anumit punct de vedere, dreptate întotdeauna, pentru că el este dincolo de factorul timp, așa cum spuneam într-o emisiune trecută. Și atunci, din punct de vedere al destinului, de fiecare dată când facem o faptă, când emitem un gând, când emitem o judecată, întotdeauna există în egală măsură pedeapsă și răsplată, recompensă și așa mai departe. Deci, trăirea destinului din acest punct de vedere înseamnă ceea ce spuneam la un moment dat cu trăirea aceea completă, trăirea momentului prezent, pentru că, iată, din punctul nostru de vedere, se scurge un timp între faptă și răsplată, dar din punct de vedere al Universului, fapta și răsplata sunt unul și același lucru. De aceea este foarte important și în acupunctură atitudinea, de exemplu, cu care medicul pune un ac, dar mai este important și atitudinea cu care pacientul primește acel ac și mai mult decât atâta este importantă și ceea ce crede pacientul despre ceea ce face medicul. Pentru că uneori oamenii, cum spuneam, sunt înclinați să-și, mai ales cei care au deficit de energie pe spină și pe pancreas, sunt înclinați să aibă foarte multe obsesii, să aibă elemente care, dintr-un anumit punct de vedere, încearcă să structureze lumea, cunoscută sau necunoscută, într-o modalitate prin care omul să poată cunoaște foarte bine și să stăpânească, să nu piardă controlul. Deci asta este cuvântul, să nu piardă control. Și în acel moment, iată că comunicarea aceasta de la suflet la suflet nu se face foarte bine. Și de multe ori, atunci când noi facem, să spunem, un tratament, nu este vorba atât de mult de a vindeca o boală, cât mai ales de a vindeca sufletul. Iar acest proces de vindecare nu poate fi însoțit decât de iubire și iubirea nu poate fi însoțită decât de dorința de a face bine. Dacă vreți să măsurați cât de bine sunteți, cât de sănătoși sunteți, măsurați în primul rând cât de mult bine faceți celor din jurul dumneavoastră. Se poate întâmpla ca uneori binele care îți face să fie mai mare decât sănătatea, dar este un lucru pe care cu toții trebuie să-l privim cu inima deschisă. Așadar, vă doresc pe final să aveți parte de toate tipurile de destin și mai ales de destinul iubirii. Vă mulțumesc!